A fost o experiență foarte unică. Personal, particip pentru prima oară la un asemenea proiect. A fost foarte distractiv, a fost ceva nou. A fost o experiență foarte nice. În primul rând am fost cu prietenii. Și am decis să venim la acest quest pentru ca să ne consolidăm ca echipă. De asemenea, am venit pentru ca să petrec timp cu persoanele care sunt alături de mine. Și am avut parte de multă aventură. A fost un joc foarte interesant. Noi nu ne-am așteptat că și pe ploaie, și pe vânt noi să continuăm. Încă nu ne-am gândit foarte multe echipe o să cedeze. Dar ne-a bucurat că am văzut că toți continuă și ne-a motivat și pe noi să continuăm. Nu ne-am spus că sigur câștigăm, dar spuneam că este o posibilitate, putem să ajungem, putem să câștigăm. Până la urmă, asta este ceea ce contează, că am venit aici împreună și am reușit să facem ceva frumos. A fost foarte fun, a fost foarte distractiv. Ne place provocările și probabil o să mai participăm la evenimente organizate de UF. Aș vrea să mulțumesc în primul rând celor de la UF, voluntarilor de la UF, pentru că au creat un asemenea eveniment. A fost un moment foarte special, pot să spun, pentru în viața mea, deoarece am avut ocazia să cunosc persoane noi, am avut ocazia să mă unesc cu persoanele pe care le cunoșteam și am ajuns să aflu ce înseamnă un lucru de echipă adevărat. E, chiar nu regret că am venit aici. Este un moment care îl vrem ține minte. Că, uite, atunci vara am fost la Spain. Bineînțeles că vom participa la orice eveniment, îl veți mai organiza pentru tine.